Salut! Bine te-am regăsit! Sunt Alex Cârțu și astăzi o să facem un desert foarte rapid. Nu o să ne ia mai mult de 5 minute, vă promit. Iar pentru desertul de azi o să avem nevoie de un blat de tartă, banalul pandișpan, căpșuni pe care le-am tăiat în prealabil, 4 gălbenușuri, o lingură de amidon, gelatină, esență de vanilie, 300 de ml de lapte, 180 de grame de zahăr și 30 de grame de unt. Bun. O să începem prin a dizolva o lingură de amidon în cei 300 de ml de lapte. Îi punem treptat, amestecăm ușor ca să nu facem cocoloșe. Ok, acum o să iau telul. O să adaug tot laptele. Și o să-l punem pe foc, la fiert, la foc mic. O să-l lăsăm aici pentru câteva minute, după care revenim la el. Separăm albușul de gălbenuș. Am separat gălbenușurile de albușuri și o să le amestecăm cu 180 de grame de zahăr. Tot așa, încetul cu încetul. Am amestecat și zahărul cu gălbenușul până s-a mai topit din zahăr. Adăugăm aici și esența de vanilie. Cam o linguriță și jumătate. Dacă aveți postaie, puteți să tăiați un sfert de postaie sau jumătate. Dacă vă place mai aromat, tăiați pe jumătate încă o dată și scoateți semințe. Și un cubuleț de unt. Aici am cam 30 de grame de unt. Și o să merg la aragaz. Să continui crema de vanilie. Adăugăm gălbenușul cu zahărul peste laptele cu amidon și untul. Și le amestecăm. Amestecăm aici până vom obține o cremă închegat. Să dau focul o idee mai mic ca să evit formarea cocoloșelor. Crema aproape că s-a închegat. Aia durează foarte puțin. Oricum ea se va mai închega atunci când va fi răcită. Și cam asta e. Cam așa arată crema de vanilie. După cum am spus și mai devreme, ea se va mai închega de îndată ce se va răci. Dar eu vreau să o torn acum peste blatul de tartă. O să o nivelez. Și o să o las circa 10 minute la rece. După 10 minute o să putem pune căpșunile fără nicio problemă și gelatina deasupra. Dacă o să punem căpșunile acum, cel mai probabil ele se vor scufunda și nu vrem asta. Crema s-a închegat, am scos-o din frigider și o să începem să aranjăm căpșunile pe ea. Am terminat de așezat căpșunile și o să mergem să pregătim gelatina. Între timp putem să-l mai lăsăm în frigider. Aceasta este o gelatină care se încheagă destul de rapid. Da?
Și aici avem circa 250 de ml de suc de... Eu am ales portocale roșii, dar puteți să alegeți și căpșuni, și brodii, și fructe de pădure, orice este colorat roșu. Amestecați circa un minut, să nu dați în fier, că altfel nu o să mai fie bună gelatina. O să punem gelatina peste prăjitură. O mai lăsăm maxim 10 minute la frigider, după care o putem servi. Tarta noastră este gata. O tartă cu blat de pan dișpan. Dacă vreți o variantă rapidă, îl puteți cumpăra din orice hipermarket, supermarket, magazin. Este un desert ce se poate face în 5 minute și credeți-mă, este extraordinar de gustos. Tartă cu blat de pan dișpan, cremă de vanilie, căpșuni și gelatină. Să aveți poftă!